Bună seara și bine am găsit la podcastul medical, un podcast despre sănătate unde simplificăm termenii medicali. Iar astăzi l-am alături de mine pe domnul doctor Ovidiu Mărăzan, medic primar, medicină internă, cu competențe în homeopatie, care este și cadru asociat al Universității de Medicină Victor Babeș din Timișoara. Bună seara, domnule doctor! Bună seara și mulțumesc de invitație! Domnule doctor, astăzi vreau să vorbim un pic despre homeopatie și un pic despre miturile care există despre această specialitate și vreau să vă întreb ce este homeopatia și ce boli tratează. Pleacă de la principiu, în latină enunțat, similia similibus curentur, adică ceva ce se tratează prin ceva asemănător. Altfel spus, o boală cu suita sa de simptome poate fi tratată dacă se administrează ca și medicament o substanță care produce aceleași simptome la omul sănătos. Tot așa, altfel spus, o substanță care produce simptome la omul sănătos tratează aceleași simptome la omul bolnav. Ce aș vrea să vă întreb la început, homeopatia, foarte multă lume știe sau consideră, este o specialitate care se bazează pe remedii naturiste. Este adevărat? Da. Folosim remedii din cele două regnuri, vegetal și animal, și să-i spunem tot regn, poate impropriu spus, mineral. Și sunt o grămadă de exemple. O să denumesc remediu. Multe dintre ele este similar cu remediu plante. De exemplu, Allium cepa, de la ceapă. Echinacea. Camomila, de la mușețel. Chelidonium maius, de la rostopască. Aloe. Belladonna, care este mătrăguna. Atropa belladonna. O grămadă de plante, foarte multe plante și ciuperci, de exemplu, cum ar fi agaricus, de asemenea, din regnul animal, foarte multe, cum ar fi calcarea carbonică, care se extrage din cochilia, din stratul intern al cochiliei de stridii, care conține carbonat de calciu, un remediu constituțional foarte important. Sepia, trage din extrage de sepie. Un alt domeniu în care folosim remedii animale sunt veninul de șerpi. Remediile cum sunt naja, lachezis, crotalus, remedii de șerpi. Se folosește efectiv veninul de la șarpe? O să vedem. Nu se folosesc ca atare, ci ele sunt foarte mult diluate și supuse unui procedeu fizic de potențare și dinamizare și așa se folosesc, astfel încât sunt complet inofensive pentru om, ci doar tratează boala. Înainte să intrăm în mituri, vreau să vă mai întreb, tratamentele homeopatice se iau doar pentru o perioadă anume de timp sau se iau permanent? Foarte bună întrebare. Avem fel și fel de boli. Bolile acute le dăm atâta timp până vine cam boala. Nu aici se pune mare problemă, că în bolile acute chiar e eficientă homeopatia, este extrem de eficientă. Bolile cronice însă, avem boli care omul îți vine târziu. N-apuci să-i dai din timp începutul bolii, perioada prodromală. Și aici lucrurile se complică. Avem o grămadă de boli care le are omul până când se prezintă la tine și care clar influențează reactivitatea sa. Un bolnav slăbit, un bolnav cronic, nu mai are aceeași forță vitală și atunci nu va putea răspunde cum ți-ai dorit tu. În plus, teoria homeopatică implică și așa numitele supresii, adică bolnavul nostru, medicina alopată, n-am nimic cu el, sunt medic primar medicină internă, de 30 de ani și practic medicina internă și eu le combin pe amândouă și o să vă spun ce rezultate am. Doar că medicina internă tratează simptomul. Îți apare o erupție. Iei o cremă, te-ai uns, a dispărut erupția. Foarte simplu. E ca la un perete cu igrasie pe care l-ai vopsit. Nu a dispărut cauza. Și aceasta îți influențează reactivitatea.
ai o tuse, o infecție pulmonară, iei rapid antibiotice, omori, dar tot rămâne o sensibilitate în plămân. Și mai departe, sau infecție urinară, acolo e un dezastru. Atât de greu se tratează infecțiile urinare. Și o tratez și ea îți apare după alte luni. Și iar o tratez și până ajung să nu mai fie sensibilă la niciun fel de antibiotic. Ce face? La homeopat, că nu mai știu unde să te trimit, zice medicul de familie. Am avut nenumărați bolnavi care veneau. M-a trimis medicul de familie și la dumneavoastră, că am fost pe la toți și e greu atunci să tratez. Dar nu e imposibil. Practic, durează foarte mult, pentru că trebuie ca la ceapă să dai la o parte stratul de foi de ceapă, să-l dezbraci pe om de toate hainele lui, de toate aceste straturi de boală, prin remedii homeopate, pe care dai alt remedii homeopate, are dai un strat de boală la o parte. E o chestie care necesită răbdare. De multe ori bolnavul nu are răbdarea asta. Te abandonează. Dacă însă o are și te poți duce până la capăt, răspunsul este unul extrem de favorabil. Da? Deci, remediile homeopate pot fi folosite o durată mai mare de timp vis-a-vis de cât de veche și de cronică este boala. Știu că ați spus mai înainte, aș vrea totuși să mai punctăm o dată, pentru că dumneavoastră sunteți medic primar de medicină internă și atunci mă gândesc că homeopatia, având o paletă destul de largă de organe, tratează foarte mult din aceste organe interne. Ce vreau să vă întreb în continuare, aș vrea să intrăm în mituri, dacă sunteți de acord. Am pregătit o serie de 7 întrebări pe care le-am găsit pe internet despre homeopatie, pentru că este o specialitate nu atât de cunoscută în România, cel puțin, sau nu atât de populară cum sunt medicina internă, cardiologia sau alte specialități mult mai populare, aș vrea să le spun populare. Prima întrebare pe care, primul mit pe care l-am găsit pe internet este în felul următor. Spune că remediile homeopate nu sunt medicamente. Este adevărat sau este un mit? Eu spun că este un mit. Pentru că ele se prepară, aceste remedii homeopate, cum am zis, cu cele mai stricte metode farmacologice, în cele mai moderne fabrici de remedii homeopate. Ați fi surprins să vedeți cum arată o fabrică, inclusiv Plantextract Cluj, care majoritatea trimite la export, cele din Franța, Boiron, sau din Marea Britanie sau în Germania, sunt medicamente, acționează asemenea unui medicament, sunt obținute și din substanțe, că sunt ele naturale, dar sunt substanțe minerale, vegetale, există și medicamente naturiste. Deci, categoric sunt medicamente. Sunt chiar mai greu de obținut decât un medicament standard. Și ați spus și mai înainte că unii medici nu găsesc remediu, zic, du-te la homeopat, poate te rezolvă el. Următorul mit pe care l-am găsit pe internet este că homeopatia merge pe efectul placebo și merge ca un psiholog. La fel, aceeași întrebare, este un mit sau... Aici aș începe de mai de jos. Pentru un homeopat, cele mai importante întrebări, interogatoriu homeopat, așa numită repertorizare, durează peste o oră. Cele mai ciudate întrebări de pe lume, din punctul de vedere al bolnavului. De ce mă întreabă lucrurile astea? Sunt importante pentru homeopat. Cele mai importante simptome pentru homeopat sunt cele de ordin subiectiv, psihologic, chiar psihiatric. Și categoric totdeauna începem prin a încerca să determinăm elementul psihogen declanșator al maladiei pentru care omul nostru, adică vorba din popor, stresul e capul tuturor răutăților și al bolilor. Nu-i departe de adevăr chestiunea aceasta. De-aia pentru noi este foarte important ca omul să vină la început, în stadiul prodromal al bolii, pentru că atunci omul nostru are doar anumite simptomatologii, zicem noi, de ordin subiectiv. I se pare că are furnicăturile astea, că îl doare capul și că îl doare un picior și că are greață și că se stresează și așa mai departe. Toate aceste aspecte e posibil, mergând mai departe cu investigațiile, că sunt internist, să nu găsim nimic în analize, să nu găsim nimic în ecografie, să nu găsim nimic în imagistică, CT sau RMN, dar totuși omul nostru simte niște chestii.
un medic clasic zice la psihologul el. Nu-i așa, nu-i chiar așa. Nu-i totdeauna așa. Trebuie găsit un astfel de remediu dat și omul nostru brusc nu o să le mai aibă. Deci e important să le dăm de la început. Da, multă lume spune că ține de efectul placebo. Dacă nu crezi în asta, nu se întâmplă. Nici vorbă. Ca un contraargument al faptului că nu vorbim de efect placebo, sunt aspectele legate de așa numita criză de vindecare. Concret, dacă tu nimerești remediu, poți să ai la început o agravare. O agravare care poate să dea o diaree foarte mare, transpirații profuze, expectorație abundentă, o stare de somnolență și de leșin aproape, apariția unor erupții care au fost cândva în trecut și au dispărut, date cu creme și așa mai departe. Astea sunt crize de vindecare. Pentru noi ca homeopați nu reprezintă un moment de îngrijorare. Pentru bolnav, da. Ce, domnule, ce ai făcut? M-ai otrăvit? Uite ce rău mi-a acum. Ai răbdare o zi, două și să vezi că toate lucrurile dispar. Și nu numai astea, ci și pentru ce ai venit. Sunt practic în jur de 22 de reacții de acestea de agravare, de criză de vindecare. Nu o să intru în detalii, că sunt foarte stufoase, dar ce este important sunt așa numitele legi ale vindecării în homeopatie. Pe prima administrare avem aceste reacții, dar care ulterior dispar. Cum? De sus în jos, de la organele importante spre organele mai puțin importante, din centru spre periferie sau în ordinea inversă a aparițiilor. Astea sunt cele patru reguli ale vindecării. În homeopatie, ca și organe importante, primul este creierul, evident, il capo del tutti capi, după care urmează inima, ficatul, plămânii, rinichii. Sau, într-un as bronșic, îi dai un astfel de tratament și îi trece astmul, dar se umple de bube. Apare o erupție. Iarăși e un lucru bun că pleacă din centru spre periferie. Noi, ca și homeopați, ne dăm seama că omul nostru se va vindeca. Sigur, e nevoie de răbdare. Bubele alea mănâncă, arată urât. Răbdare. Venim cu alt remediu și scăpăm și de astea. Dar, cum am zis, trebuie dezbrăcat omul de toate hainele, de toate bolile adunate până atunci. Următorul mit e o întrebare mai grea pe care am găsit-o pe internet. Vreau să vă pun totul să vorbim deschis toate nelămuririle pe care le-am găsit și cred că sunt de interes. O să citesc întrebarea, zice în felul următor: nu există studii științifice privind efectele remediilor homeopate asupra organismului? E o întrebare care e lipsită de fundament. Există studii pentru că altfel n-ar fi rezistat în 200 și peste 200 de ani această ramură medicală. Câteva studii de cercetare fundamentală care o să vă rog să-mi permiteți să le și citesc cu detaliile tehnice care le incumbă, ca evident, nu toate, doar câteva care sunt sugestive și care pot pune un răspuns în această întrebare. S-a pus efectul diluției infinitezimale, pentru că e diluție tot mai mare și noi zicem diluție infinitezimală. S-a pus în discuție, pentru că zice, dai apă chioară, nu mai e nimic, o substanță, nici o moleculă care să facă acolo, nu e adevărat. Și atunci s-au făcut astfel de experimente. Așa, de exemplu, experimentul lui Lop și Wurmster, care sunt niște cercetători francezi. Ce au făcut? Au injectat la cobai arseniat de sodiu. Într-o săptămână s-a eliberat prin fecale și urină circa 34% din cantitatea introdusă, după care nu s-a mai eliminat, a rămas o fază de platou, am și un grafic aici. Și atunci ce au făcut oamenii noștri? Au injectat arseniat de sodiu în diluție homeopată. 7CH, 7 centezimal, care reprezintă aproximativ 10 la minus 14. Și s-a declanșat imediat după ce săptămâni de zile era în platou și nu s-a mai eliberat și au rămas cu 60% din arseniat în organism, imediat s-a declanșat o eliminare, țineți-vă bine minte ce vă spun, de 1 milion până la de 100 de milioane de ori mai mare decât doza injectată. Doar pentru că a fost administrată prin diluție? Diluție homeopată potențată, energizată. Wow! Avem aici și graficul și tot. Este extraordinar. O să vreau să-i fac o poză la final ca să o adaug pe... Toate lucrurile astea. Da. Așa, mai departe. Experimentul s-a repetat și s-a confirmat și cu bismut.
S-au adus critici acestei cercetări. Deci totuși s-au găsit critici. Chibiți există la orice în lumea asta. Că numai simpla înțepare a peritoneului ar putea să declanșeze reflexul eliminării toxicului. Da. Și atunci ce-au făcut? Au dus la injectarea încrucișată, adică injectând arsenic la cobaie intoxicați cu bismut și invers, nu s-a obținut nicio eliminare. Deci este evident acțiunea acestui remediu homeopat. Important ca lumea să înțeleagă ce pot face aceste diluții atât de mici, care de-aia apă de ploaie de 10 la minus 14. Ba din potrivă, efectul e și mai tare. Mă bucur mult că spuneți asta, pentru că exact la fel, dacă aș fi auzit doar, cum ați spus în dumneavoastră, 10 la minus 14 o diluție în asta, aș fi zis că e un efect placebo. Exact, placebo. Să ne luăm după mit. Am înțeles ce e homeopatia sau cum funcționează. Următoarea întrebare, următorul mit de fapt, e: homeopatia se adresează doar persoanelor adulte? Nu, din potrivă. La copii avem cele mai bune rezultate. Copiii au cea mai bună forță vitală, copiii nu au boli cronice în spate care să trebuiască cumva să le desfacem ca foile de ceapă. La copii reacția este imediată. Imediată, copiii reacționează cel mai bine. Și marele avantaj al tratamentului homeopatic este că nu-i dai chimicale, nu-l intoxici de la așa o vârstă. Și nu numai. Ce spuneam la început, că homeopatia prelungește viața sau homeopatia crește forța vitală și apărarea organismului. Acești copii care sunt tratați homeopați vor îmbolnăvi mult mai rar decât copiii obișnuiți care iau tot felul de medicamente. Nu sunt împotriva lor acestor medicamente, Doamne, chiar sunt importante. Dar dacă poți alege dintre cele două remedii, contează foarte mult. De față vă pun cea mai grea întrebare. După ce am vorbit atât de mult de beneficii și de ce homeopatia poate fi o alternativă mult mai bună decât medicamentele sau alte specialități, vine întrebarea: nimic bun? Există un yin și yang în lumea asta. Totul are și riscuri sau efecte adverse și vreau să vorbim un pic de riscuri. Contează foarte mult ca homeopatul să fie extrem de bine pregătit și să nimerească remediul cel potrivit pentru omul nostru, pentru că altfel, cel mai bun caz, nu obține nimic. Dar pot exista și reacții. Cum v-am spus, aceste crize de vindecare care pot să se manifeste violent și omul nostru să intre în panică. Domnule, ce mi-ai făcut? Ce mi-ai dat? Mi-e mult mai rău decât înainte. Această criză de vindecare, dacă această criză de vindecare respectă aceste direcții care le-am spus, cele patru, facem probleme. Câteva ore lucrurile se remediază și se în schimb, dar dacă nu nimerești remediul homeopat potrivit, poți să ai probleme. Da, câteva exemple? Da, sigur. Dau al meu cel mai important. Era cu mulți ani în urmă, nu știam eu foarte mult de homeopatie. Am fost la o nuntă la Târgu Mureș și am mers cu aerul condiționat ca să nu-mi fie rău, să nu fac sinuzită, să nu... L-am dat totul pe picioare. Și numai bine, nici hidratându-mă prea bine, am făcut o infecție urinară și o prostatită. Remediu homeopat. M-am sfătuit cu un coleg, am luat consultație prin telefon. Cât poate dura? Deci nu se face așa ceva. Și am luat un remediu homeopat. Și pe la mijlocul nopții mă trezesc urinând sânge. Doar sânge, era un roșu aprins, numai sânge. Evident, am sunat la salvare, am ajuns la spital, am fost tratat cu antibiotice și mi-am revenit. Dar ce înseamnă un remediu homeopat nepotrivit? Contează foarte mult. Contează foarte mult. Poți face mai rău decât... Îmi place că ați dat exemplul ăsta, deci dumneavoastră ca homeopat ați și trecut prin tratamentele homeopatice. Sigur. Și atunci înțelegeți și riscurile și cred că e foarte așa important. Așa am început, pe mine, pe familia mea, pe prieteni, ulterior. Eu am fost medic militar 25 de ani. După ce m-am pensionat, am deschis foarte larg paleta homeopatiei. Până atunci nu am... Doar v-am spus, doar pe prieteni și pe cei din familie. Pentru că remediul homeopat nu are prospect. Pacientul român și nu mai vrea să vadă la ce e bun. Sigur, nimic
Mai puțin adevărat că ne ducem și în cealaltă extremă și vedem că un medicament are două rânduri ca indicații și două pagini de efecte adverse și contraindicații. Da, asta sunt medicamentele alopate. Și vreau să vă întreb, dumneavoastră câți ani de experiență aveți în homeopatie? Peste 20. Aproape mai mult decât vârsta mea. Din 97, 25 de ani. Mai mult decât vârsta mea atunci. Și ultima întrebare pe care o am pregătită, iar apoi la final o să mai am o recomandare din partea dumneavoastră, dar înainte de asta vreau să vă întreb, homeopatia sau tratamentul homeopatic trebuie luat cu multă răbdare, să spun, adică e pe un termen îndelungat? De multe ori e nevoie de multă răbdare. La copii sau la bolile acute, efectul imediat. Dar la boli cronice, am spus, la final, nu mai are să se ducă la 5, să se ducă aici și la homeopat, să vedem. Sunt boli adunate și trebuie date la o parte pentru a ajunge la cauza princeps a bolii. Și asta durează. Ca să măsurăm în timp, la o boală acută și la o boală cronică? O boală acută, în 3 zile ești ok. Ok. Și la o boală cronică, o boală grea? Boală grea poate să dureze luni de zile de tratament în care tot schimbi remediu. Permanență legătura cu bolnavul și la cele mai mici schimbări, dacă sunt necesare, schimbi remediul, repertorizezi din nou, schimbi remediul și ca să dai la o parte toate bolile adunate până atunci, să ajungi la boala cea mai importantă și cea care practic provoacă dezechilibru. Acum, sigur, homeopatie e extrem de complexă și stufoasă. N-am vorbit și ne trebuie o emisiune specială doar pentru asta, de așa numitele diateze sau predispoziții. Există anumite predispoziții spre anumite boli cronice. Predispoziții pe care le moștenim la părinții noștri. Genetica nu te pui. N-ai ce-i face. Dar măcar să știi și să știi ce să-i faci. La final, vreau să vă pun o întrebare un pic diferită. Dumneavoastră sunteți părinte și vreau să vă întreb, ca părinte sau pentru părinți o recomandare, când ar trebui să apeleze la un doctor sau când ar trebui să meargă copilul la homeopat? Care ar trebui să fie linia, diferența? Categoric, întotdeauna aș alege homeopatia. Și vă spun asta, am soția pediatru. Ea nu face homeopatie. Dar putem alege homeopatia la început și vedem dacă merge sau nu. Imediat după aceea poți să te duci, decât să te duci să îți dea antibiotice din prima zi. Absolut criminal. Să-i dai din prima zi antibiotice pentru simplu fapt că a crescut un pic febra, un pic. Nu e deloc bine. E sistemul imunitar al copilului în formare. Tu îi dai antibiotice, ce faci cu ce sistemul imunitar? Se duce și se culcă pentru că are cine să lupte pentru noi. Și numai bine după ce termină antibiotice, dacă se întâlnește cu virus, sistemul imunitar încă doarme, obțin o chestie și mai rea. Deci, da, aș apela la homeopatia. Domnule doctor Marezan, vă mulțumesc mult pentru această discuție constructivă. Mare drag, oricând.